Surpriză neplăcută pentru toți reghinenii, aseară când au deschis robinetele. În jurul orei 18 au avut parte de un lichid maro în loc de apă potabilă. Situația a persistat mai multe ore și în toate zonele municipiului. Responsabilii companiei Aquaserv au explicat în această dimineață că a fost vorba de o pană de curent electric la uzina de apă. Această avarie a cauzat oprirea uzinei de apă a stațiilor de pompare automat din Rodnei și din Apalina. Sigur că în această perioadă a scăzut presiunea în rețea, iar clorul pe care îl folosim în tratarea apei, în contact cu, în general, cu țevile, cu oțelul din conductele de oțel, a antrenat suspensiile. În momentul pornirii uzinei, la 10 minute am pornit și stațiile de pompare. Până la creșterea presiunii au fost antrenate toate suspensiile din conducte. O mică avarie pe linia de electricitate a uzinei produce pagube imense. În acest caz, când pana a durat mai bine de o jumătate de oră, situația s-a înrăutățit semnificativ pentru consumatori. Efectele erau vizibile chiar și în această dimineață, mai ales în cartierele Unirii și Libertății. Asemenea incidente nu pot fi prevăzute, dar compania la facturare ține cont de posibilitatea de a se produce. Compania vine în sprijinul cetățenilor și în fiecare an diminuăm factura, să zic, cetățeanului cu un metru cub, să putem ajuta. Tocmai când se produc astfel de avarii și cetățeanul e nevoit să dea drumul la apă, să curgă un timp mai îndelungat. Unii locuitori se plâng însă că apa este murdară de mai multe zile. Au încercat chiar să efectueze analize asupra apei, dar nu au reușit. De câteva zile, în jur de 10-12 zile, la domiciliul unde locuiesc pe Republicii 26, în special până la amiaz, nu putem să folosim apa de la robinet. Am auzit că s-ar face lucrări, că s-ar fi făcut de pe fundul la conducte ceva rugină, în fine, aia va să fi fost o zi, două, trei, patru, dar nu. 100% dacă îl ducem la o analiză, numai nu avem unde, că aici nu mai este la Sanepid, nu se mai poate face analiză la apă, ca altă dată. Întrebând la Sanepid, mi s-a răspuns că numai la Mureș. Am dat telefon la Mureș, odată să mergi, după aia să aștepți până vine rezultatul, a zis că după 2, 3, 4 zile, să mai mergi odată după rezultat, niște costuri care nu ne permitem sau... Sper și aș avea rugămintea celor în cauză să se ocupe de această problemă. Dumnealui, nu știu, n-a venit la noi cu o probă de apă. În general, proba de apă se ia de la limita de proprietate, de la contor, în prezența unui reprezentant de al companiei, automat se ia probă din partea, se ia o probă din partea companiei, o probă din partea consumatorului și putem analiza această probă. Compania Aquaserv amintește clienților că întotdeauna anunță din timp lucrările pentru ca populația să-și ia măsurile necesare. Nu se pot prevedea avariile, dar serviciul clienți este la dispoziție pentru a răspunde tuturor apelurilor din partea abonaților.